Înalt Preasfinția voastră, Părinte Mitropolit, Preasfinția voastră, Episcop de Lugorj, Greco-Catolic, Alexandru Mesian, Stimate Domnule Președinte al Consiliului Județean, Călin Dobra, Stimate Domnule Primar, vă invităm să veniți aici lângă noi, Nicolae Robun, mă simt tare bucuros și onorat ca să pot în această zi specială pentru mine să vă salut pe toți la o inițiativă, cred eu, unică în România, un eveniment care contribuie alături de alte evenimente culturale la promovarea municipiului Timișoara ca și capitală culturală europeană și, spun eu, și capitală spirituală a țării noastre. Foarte mulți m-au întrebat cum a apărut ideea acestui muzeu al Bibliei. Așa să vă spun că în copilărie am învățat o poezie care spune așa Din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice ce pe lume e Cartea Vieții Sfântă Biblia. Această carte a devenit pentru mine deosebit de prețioasă încă din anii copilăriei. Părinții mei, oameni credincioși, m-au îndrumat și m-au sfătuit să citesc Cuvântul lui Dumnezeu Spunând că am numai de câștigat. Apoi, am avut ocazia, în anul 1991, să vizitez Muzeul Cărții de la Ierusalim, loc în care am văzut o parte din sulurile de la Marea Moartă, suluri care atestă faptul că Biblia este autentică. În anul 1999, Dumnezeu mi-a dat ocazia să ajung la New York unde cu doi prieteni timișoreni am vizitat societatea biblică americană, loc în care ca arhivar lucra o timișoreancă, doamna Liana Lupaș. După acea vizită, doamna mi-a prezentat câteva din exponate, mi-a dăruit câteva din bibliile pe care ea le avea, iar unul dintre timișorenii, care acum are peste 100 de ani, Petru Popovici, mi-a dăruit două biblii, cea mai mică biblie din lume, și Biblia din 1874. Unii vă întrebați cum arată cea mai mică Biblie din lume. Am încercat să o pun în acest tablou. Ea este de fapt un microfilm cu 1245 de puncte și fiecare punct reprezintă o pagină a Sfintei Scripturi. Este mai mult o curiozitate tehnică, ea poate fi citită și nădăjduiesc tare mult ca peste câteva luni atunci când sper să pot câștiga un proiect european, să pot pune această Biblie la dispoziție, în așa fel încât cei care vor să o citească, să o citească cu sprijinul acelui microscop. În urmă cu câțiva ani, am avut ocazia să vizitez Muzeul Bibliei de la Washington, cel mai mare muzeu biblic din lume, o investiție de peste 500 de milioane de dolari. Am fost de trei ori în acest muzeu și de acolo a apărut dragostea aceasta pentru a promova mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun un lucru și cu aceasta vreau să închei. N-aș fi făcut un astfel de muzeu al Bibliei dacă n-aș fi realizat înainte câteva expoziții în școli din Timiș, Arad și Caraș Severin. Văzând interesul copiilor și al tinerilor față de cuvântul lui Dumnezeu, am considerat că este momentul potrivit să fac acest muzeu deocamdată temporar la Timișoara. Aș vrea cu prilejul acesta să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru ajutor, aș vrea să mulțumesc Mitropoliei Banatului în al preasfințitului Ioan Selejan pentru că a fost alături de mine în tot acest demers, aș vrea să mulțumesc în mod special domnului președinte Călin Dobra pentru că mi-a pus la dispoziție cel mai frumos spațiu de expoziții din județ și ne-ați primit cu mare căldură aici. Aș vrea să mulțumesc domnului primar cu care am avut de asemenea discuții pe tema, tema aceasta și care m-a încurajat spunând că va veni ziua în care muzeul Bibliei va fi un reper important din punct de vedere cultural pentru municipiul Timișoara. Nu pot să uit munca pe care Ruxandra, dar am împreună cu echipa, au desfășurat-o pe parcursul acestor zile și în mod special în această zi vreau să mulțumesc unei familii, Alin și Monica Zanfirescu, împreună cu colaboratorii lor, au muncit în două zile cât alții într-o lună. Vă salut pe toți cei care sunteți prezenți în locul acesta, dar dați-mi voie să mai salut câțiva prieteni dragi. Îl salut cu multă, multă bucurie pe un prieten din Londra, care m-a provocat să fiu din nou la Washington, numele lui este Nelu De asemenea, îl salut cu bucurie pe domnul Peter Lucaciu, care ne-a deschis multe, multe uși la Washington. Nu uit uh, să-l salut pe prietenul meu vechi, Petrișor Morar, care este în această zi cu noi. Și de asemenea pe doamna Emilia Milutinović, pe doamna Monica Trușcă, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc sponsorilor, partenerilor mei, mulțumesc celor din presă și am convingerea că evenimentul din această zi și evenimentele care vor urma vor contribui la apropierea noastră mai mult de Dumnezeu și în același timp vor demonstra încă o dată că Timișoara este un oraș în care creștini de diferite confesiuni religioase au capacitatea de a se ruga, de a se închina, de a lucra împreună pentru binele acestui oraș și pentru binele județului nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Acum vrem să ascultăm un moment muzical, apoi vreau să ofer posibilitatea în Alprea Sfinției sale și apoi uh, episcopului, Alexandru Mesian să vă adreseze un cuvânt, iar apoi o să le rog pe domnul Călin Dobra, președintele Consiliului Județean și pe domnul Nicolae Robu, primarul Timișoarei, să spună care sunt impresiile cu prilejul deschiderii acestui eveniment.